Moldova. În acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. Zut, mai devreme, va intra acum în platoul nostru. Haideți să o întâmpinăm. Bună seara! Vă rog să luați loc aici. Câți ani aveți, Lilia? 51. 51. Mulți înainte. Ce vârste au copiii dumneavoastră? Silviu, 26 de ani. Silviu, cel mai mare? Da. Așa? Pe urmă, Livia, 20. 20? Da. După care? Tudor, 18. 13 și 11. Deci aveți 5 copii? Da. Pentru că în reportaj am zis că aveți grijă acum de 3. Ceilalți doi... Sunt peștecotare. Spuneți-mi, vă rog, băiatul mai mare pe care îl aveți acum în grijă, ce probleme de sănătate are? Paralism cerebral. El este țintuit la pat. Invalid de grupa întâi. El nu poate merge și probabil trebuie să aveți foarte multă grijă de el. Da. Mereu cineva trebuie să fie alături? Cu ochii după el. Totuși, având 5 copii, nu pot să nu vă întreb unde este tatăl sau tații copiilor. Da. Primul tată al copiilor a decedat cu 2 luni în urmă. A doilea, am puțin relații și a dispărut din viață. A treilea a fost... A dispărut din viața voastră, dar da, este viu. Noastră, da. Știți ceva despre el? Nu pot să comunic, cât de mult n-am comunicat și nu pot să vă spun nimic. Așa, și al treilea, a zis? Al treilea, care a fost închis în penitenciarul Soroca și s-a liberat nu de mult. Tații, acei rămași în viață, ei cumva vă ajută? Cu un bănuț nimeni. Cum așa? Nimeni cu un bănuț. Am înțeles că acum locuiți într-o cămeruță cu toții, închiriată la Chișinău. Da. Asta deși, în satul de Baștină, acolo de unde veniți, aveți o căsuță destul de bună. Da. De ce nu locuiți acolo? Eu am luat niște datorii la banc și am niște datorii. Și am hotărât, am văzut eu în mintea mea că nu pot să... De ce ați luat credite, da, bănuiesc la banc? Pe mine mă ploua o casă și tare mă ploua în casă pe mine. Și deci casa era avariată? Da, da. Și ați luat credite pentru reparație? Da, da, am acoperit deasupra, am acoperit și am schimbat niște ușuri și ferești că erau tare putride. De când ați venit la Chișinău? Din 2018, 3 august. Deci e mai mult de un an? Da. Ce sumă exact ați luat și cât trebuie să întoarceți acum? Eu am luat vreo 65.000 și trebuie să întorc 105.110. Timp de un an de zile, da, iată, s-au acumulat da, procentele. Da. Ați reușit să întoarceți ceva? Pe lună plătesc, lunar. Cât plătiți? 5.600. Dar cât câștigați lunar? Eu 6.200. Ce faceți tot pentru acești bani? Curățenie în 64 de padezuri, de 4 ori pe săptămână. Și pentru asta? Și pentru asta sunteți plătită cu 6.200 de lei? Da. Haideți, nu trebuie să fii un matematician ca să înțeleg că după ce plătiți rata la aceste companii de microfinanțare, rămâneți cu câteva sute de lei. Da, corect. Păi și din asta existați sau mai aveți totuși un alt venit? Pensia lui Silviu, 1.850 de lei. Cum vă descurcați? Așa, plămânți, că văd de capul nostru. Este vorba de 2.300 de lei pe care există câți oameni? Da, dar noi plătim și chirie 1.000 de lei. Iar acum îl invit în platoul nostru pe Tudor Salagor, omul care cunoaște nu din auzite despre destinul trist al Liliei și a copiilor ei. Să-l întâmpinăm. Domnule Tudor, bună seara! Vă rog să luați loc bună aici. Seara. Vreau să vă întreb mai întâi de cât timp o cunoașteți pe Lilia și în ce relații sunteți? Eu spun, din 2002. Eu am venit la Droț și cunosc pe dânsa din 2002. Cum ați putea să ne caracterizați pe Lilia? Ziceți că sunteți vecini. Tot normal, lucraș, coptii, tot îmbrăcat la școală, tot vreme trimite îmbrăcați și curați la școală. Deci vreți să ziceți că este o mamă bună, grijulie? Da, cum? Și în gospodărie, curățenie, la dânsă bani. Dar acum cineva stă în casa Liliei cât ea este nu plecată la Chișinău? Nu știu nimeni. Eu seama, mă uit
deschid ușa, câteodată, câteodată nici nu deschui ușa. Mă uit așa în prejur și tot normal și atâta. Eu seama. Deci, cumva, Lilia, i-ați lăsat în grija domnului Tudor casa, cât lipsiți... Eu seama, că nu stric cineva, că știți cum am... Le-ați arătat colegilor mei această casă despre care vorbim. Lilia, văd că nu-ți poți reține lacrimile, dar vreau să te întreb, aceste imagini sunt proaspăt filmate. De cât timp nu ți-ai văzut casa? De când timp nu ai fost acasă? De la iarnă, în februarie. Mai mult de jumătate de an nu ți-ai văzut casa? Mai bine de jumătate de an. Ceea ce am observat eu încă, astăzi ești încălțată în acești șlapi, afară plouă... Da. Torențial? Da. Altă încălțăminte decât asta, potrivită pentru o toamnă, nu ai? Nu am, nici copiii nu au, să-mi știu împăzut. Nu au. Lilia, zi-mi, te rog, ai pomenit mai devreme că atunci când ai venit la Chișinău, o vreme copiii tăi au rămas acasă, ai venit singurică. Da, eu ne-am cătat de lucru și au rămas acasă. Ei au rămas singuri sau în grija domnului Tudor, la fel ca și casă? Și cu un vecin slavic, se uitau după Dașa. Zi-mi, te rog, de ce, uite, povestim că au rămas singuri acasă, că zici tu că se descurcau bine, deși eu nu-mi imaginez. De ce ai decis să iei la Chișinău? Mi-a sunat asistentul personal din primărie într-o seară și ne-a spus, mă, centrul la Rășcani. Dacă nu vii să o iei în câteva ore, ne-a spus orele, noi te deținem de drepturile părintești. Și așa am făcut. Și ați luat toți copiii? Da. Colegii mei au discutat cu responsabilii de la Direcția pentru Protecția Copiilor din Râșcani. Hai să vedem ce ne-au spus ei. Atenție! Dosar în instanța de judecată din motivul lăsării copiilor fără supraveghere. Este în decurs, acum se examinează. Începând cu luna septembrie 2018, până luna octombrie, copiii nu frecventau regulat școala. Copiii în total au frecventat 2 săptămâni. Din acest motiv am fost nevoiți să apelăm la organele de drept. A fost aplicată amendă din motivul neîndeplinirii obligațiilor părintești. În această seară o avem pe doamna Galina Zamurdac în platou, este vicepreședintele raionului Râșcani. Doamna Zamurdac, vreau să vă întreb dacă cunoașteți la ce etapă se află acum acest dosar despre care ne-au spus colegii noștri. Da, astăzi chiar dumneavoastră trebuia să se prezinte la judecată. Doamna Lilia, astăzi trebuia să fie la judecată. Deci este un proces... Este un proces de derulare. Dumnezeu nu s-a prezentat la una din judecăți. Astăzi iar nu s-a prezentat. La moment, Dumnezeu nu răspunde la telefoanele care le aveam înainte. Noi așa și n-am reușit să știm unde Dumnezeu locuiește, fiindcă am vrut să... De fapt, noi am sesizat și copiii... Se știe și în Râșcani și la Chișinău, se știe că noi vrem să știm unde sunt copiii. Uh-huh. Au fost mai multe petiții. Am înțeles. Lilia, copiii tăi merg la școală? Nu. De cât timp? De anul trecut, din octombrie, cum i-am luat la Chișinău. Pe tine asta nu te deranjează? Foarte mult. Dar? Dar nu pot, că eu sunt Chișinău, am fost nevoit, că n-am de lucru. În sat nu este de lucru, în Râșcani nu este de lucru. Și datoriile erau pe umerii mei. Și eu m-am luat-o spre Chișinău ca cât de puțin sunt băieții, că eu mâine pe mâine mă chiar în drum. V-au amenințat cu ceva, că vă iau casa, da, nu știu. Da, casa, pământul și viața. Ce v-au spus mai exact, ca să înțeleg? Casa, pământul, tot ce-i pus la S-a pus sechestru? Sau... Da. Da. Ele au fost gajate la aceste companii de microfinanțare? Da. Doamna Zamurdac, o să revin la dumneavoastră. Dumneavoastră știați că acești doi copii minori nu frecventează școala de un an de zile? Da, noi știam și au fost făcute sesizări. V-am spus, deja a plătit și amendă dumneavoastră în prima perioadă când nu a prezentat copiii. Sau trebuia să plătească amendă. Doamna Zamurdac, ca să înțeleg, n-ai plătit sau n-ai știut? Nimic. Eu din luna februarie nu am fost acasă, nu am plătit un bănuț amendă și nici nu știu despre amendă. Nu știu nimic la...
știrile mele. Și când ai fost la judecat, tot nu ți-a spus nimic? Nu, nu să plătesc, da. Uite, vrea să te întrebi. Eu n-am plătit nimic, doamna Galina, și n-am plătit nimic și nici nu știu despre ea este. Eu nu știu ce spuneți dumneavoastră, dar eu n-am fost nimic. Adică încă mă mai faci și... Nu am plătit nimic, nimic, nu am plătit un bănuț, doamna Galina. Lilia. Dar spuneți, vă rog, în afară de aplicarea acestei amenzi, pentru că mama nu și-a îndeplinit funcțiile de mamă, altceva s-a făcut pentru a școlariza acești copii? Noi am apelat la organele de drept să găsim copiii pentru ca, odată cum știm unde sunt copiii, să ne adresăm la serviciile respective din teritoriul orașului Chișinău. Pentru ca, de acum, aici să transmitem cazul ca copiii să fie școlarizați. Și timp de un an de zile, cu tot cu poliție, n-ați găsit-o pe, pe Lilia și pe copii? Ea a schimbat locul de trai. Acum ea nu răspunde la telefon. Eu astăzi chiar am să rog, nu-i Lilia, corect. Și fără viză de reședință. Te rog frumos, și fără viză de reședință. Dar dacă chiar dacă nu are viză de reședință, dar are contract de închiriere a locuinței, ajutorul social se oferă după locul de trai. Dumnezeu tot timpul îmi spunea condiția că eu aduc copiii dacă îmi plătiți ajutor social. Ajutor social nu plătesc până când nu vii să trăiești înapoi în sat. Unde ai vacă, unde dar ai teren, până, unde până ai casă, atunci au trăit în baza un an de zile la Chișinău, doamna Zamurdac. Haideți să vedem cum trăiesc Lilia și copiii la Chișinău. Foarte atenție la ecran. Spre deosebire de semenii lor, copiii Liliei au cu totul alte ocupații și griji zilnice. O zi obișnuită să începe trezirea la ora 6:20. Copiii tăi trebuie să meargă la școală. Sunt doi copii mici care trebuie să meargă la școală. De ce, venind aici la Chișinău, uite, încă acum un an, nu te-ai gândit să-i scrie aici la o instituție de învățământ? Trebuie să merg în raion să iau dosarele. Nu avem bani de drum. Trebuia să merg în Chișinău, ei nu erau pregătiți de școală, cu hăinuți, cu încălțăminte, cu după sezon, toamnă, ca să merg la școală, să începe toamnă. Iarna, trebuie îmbrăcăminte, pantalonaș, încioare, în asta, și eu nu eram pregătită pentru că să-i trimit la școală. Da, dar cumva la muncă mergeau? Mergeau, da, se încălțau cu rău, cum era Maria, o de la cioare și eu tot așa în caloș. Dumneavoastră vă folosiți de acești doi copii și într-un fel îi exploatați prin muncă, vă dați seama? Îmi dau seama. Nu doar că nu le asigurați dreptul pe care îl au acești doi copii, dreptul de a fi instruiți, dreptul de a fi școlarizați, dreptul de a se dezvolta fizic și intelectual, dumneavoastră îi folosiți ca pe niște sclavi, îi exploatați de fapt. Și dumneavoastră vă convine. Datoria față de companiile de microfinanțare vă aparține doar dumneavoastră, nu și copiilor. Copiii au acest drept. Uitați-vă cât de frustrată crește fiica dumneavoastră, care are 12 ani și care pierde acum instruirea și pierde și posibilitatea ca ulterior să ajungă să termine un liceu, să facă o facultate, să aibă o profesie, să aibă un ban. Dumneavoastră, din start, o lipsiți de acest lucru. Înțelegeți? Da. Da, păi și reacționați! Trebuie neapărat copiii școlarizați! Dumneavoastră aveți și obligații de părinte care sunt prevăzute de către codul familiei, de către lege. Așa pe mine m-a făcut că eu, ca să lăs copiii acasă la țară, să meargă la școală, trebuie și eu să le fiu alături, să o pregătesc pe de școală, să-l scol pe pregătesc să meargă păi la școală. Dar cum îi pregătiți dacă nu îi pregătiți de dus la școală? Dacă nu aveți haine cu ce îi trimiteți la școală, dar aveți haine ca pe fiică să o scoateți să spele scările. Da. Aveți haine pentru aceasta și încălțăminte. Noi îmblăm cu haine care pănosite. Și celălalt băiat să rămână iarăși ca bonă pentru celălalt băiat. Vă dați seama că ei deja cresc într-un climat psihologic defavorabil. Ei nu trebuie să facă aceste munci. Absolut deloc. Și ceea ce dorește să facă asistența socială și să intervină, să ajute copiii, trebuie să le dați acces. Nu trebuie să vă eschivați, să vă ascundeți, să nu le dați adresă și așa mai departe. Și mai am și o altă întrebare. Spuneți-mi, vă rog, ultimul soț care a fost eliberat, i-ați achitat cumva servicii juridice pentru avocat, i-ați trimis colete în închisoare, chiar mă interesează. Doamne ferește, nimic. Nimic. Dar nici nu solicitați de la el niciun ajutor absolut, nu? Nu, că dacă el s-a eliberat, ia să-și nu au fost înregistrați, doamne.
Nu contează dacă au fost sau nu înregistrați. El are dreptul lui de tată, bănuiesc, confirmat prin certificatul de naștere a copilului. Da, dar pe el cu ce să mă ajute dacă s-a liberat? Pe dumneavoastră nu trebuie să vă intereseze cu ce el trebuie să vă ajute. Există lege. Trebuie să solicitați de la el pensia alimentară. Prin intermediul asistenței sociale puteți beneficia gratuit de către un avocat din oficiu, fără ca să fie achitat, să depună cerere de chemare în judecată privind achitarea pensiei alimentare de la tată. Și banii i-au dat... Lilia, iată, aflăm de la doamna Maria că totuși tatăl fetiței o ajută, nu? Da sau nu? Au spus că lucra la Chișinău și lucrul e greu și nu putea și au venit acasă să o odihnească. Și au hotărât că să mai duc și cu ziua, să mai fac câte o capeică. Deci dacă revine acum, mâine, în sat, haideți să presupunem, da, varianta cea mai bună, după părerea voastră, cât ajutor... niște datorii la banc și am niște datorii. Cât plătiți? 5.600. Dar cât câștigați lunar? Eu 6.200. Cum vă descurcați? Așa plământ, că văd de capul nostru. Nu aveți haine cu cei trimiteți la școală, dar aveți haine ca pe fiică să o scoateți să spele scările. Să vă reamintesc, vorbim despre povestea Liliei și a celor trei copii ai săi care au ajuns la zile grele după ce femeia a luat câteva credite și nu a mai putut să le întoarcă la timp. Pentru că riscă să piardă casa, femeia a venit la Chișinău unde muncește ca o sclavă, împreună cu copiii minori, care de un an nu mai merg la școală. Haideți acum să o cunoaștem pe o rudă de-a eroinei noastre și să vedem ce poate să facă aceasta pentru a o ajuta. Doamna Maria, vă așteptăm în platou. Doamna Maria, mai întâi vreau să vă întreb cum anume sunteți înrudită cu Lilia? Pe bărbatul ei, nepot de la verișorul meu. Eu vreau să știu, dumneavoastră l-ați văzut după ce el s-a eliberat din închisoare? Da, el e la mine. Noi ne-am dorit foarte mult ca acest bărbat să vină astăzi și el în platou, dar a făcut tot posibilul ca să nu dea ochii cu echipa noastră nici acolo în sat, a fugit când ne-a văzut. Aici, la fel, nu ne-a acceptat invitația. Spuneți-ne, vă rog, el ce crede despre această situație și de ce nu își ajută copilul care, iată, aflăm aici că nici nu merge la școală și nici măcar nu are ce mânca, că stau flămânzi copiii ce? Nu, de când s-a eliberat, el lucrează cu zeu, i-a cumpărat de calțat, i-a cumpărat ciorapi. Cui, fiicei? Da. El este tatăl fetiței, da? Da. Doar a ei. Și banii i-au dat... Lilia, iată, aflăm de la doamna Maria că totuși tatăl fetiței o ajută, nu? Da sau nu? Da, că a zis că n-a primit niciun bănuț. Și da, de când s-a dus acasă și a lucrat și e cu ziua, i-a cumpărat din calțat acolo la piață și ciorăpie, două, trei perechi de ciorăpie. Și vreo 150 de lei i-a dat, parcă așa că... Deci a zis până acum că niciun bănuț. Acum aflăm că totuși cumva își bate capul. 150 de lei, atâta. Deci a lucrat cu ziua și în sat, cât a fost acolo două săptămâni. Da. Fata, da. Iată, aici vreau să ne povestiți mai mult. Deci când a fost? Două săptămâni. Acum? Recent? Da. Sâmbătă s-a dus și a venit la Chișinău. Așa. De ce a venit la dumneavoastră? A spus că lucra la Chișinău și lucrul e greu și nu putea. Și a venit acasă să o odihnească. Și au hotărât că să mai duc și cu ziua, să mai fac câte o capeică. Și ați întrebat-o vreodată ce vrei să faci cu banii? S-au cumpărat crasov și batnic, cum să ziceam. A făcut bani de, și-a făcut bani de haine. Și de mâncare să lua. Colegii mei au discutat cu cei doi copii ai eroinei noastre și i-au întrebat despre mai multe. Despre viața lor actuală, inclusiv despre școală și despre visele lor. Haideți să vedem ce ne-au răspuns. Mie îmi place la școală și aș vrea să mă duc, dar trebuie...
mă cuprind emoțiile acum când aud copiii aceștia cum vorbesc despre școală și despre visurile lor. Nu știu, da, vă las pe voi exact să comentați. Este exact ce am bănuit și eu. De fapt, lucrurile stau altfel. Avem în față o mamă care este iresponsabilă de viitorul copiilor, de școlarizare și de ceea ce vor ei, pentru că ei foarte clar au spus ce își doresc și că vor la școală. Și pe de o parte avem niște copii care nu beneficiază de protecția statului și care ar trebui să beneficieze și de protecție, și de școlarizare, și de instruire, pentru că, din câte am ascultat, copiii au capacități intelectuale, deci ar putea chiar să facă carte, să aibă performanță în școală, și aici este, într-adevăr, momentul în care trebuie să intervină în forță statul și asistența socială. Eu vreau să pun întrebare altfel, oameni buni. Să nu dea Dumnezeu niciunul dintre noi o să fim în locul Liliei. Stăm aici și o să comentăm așa de bine, parcă femeia asta specială a făcut ceea ce este situația copiii și ceea ce este situația ei. Eu vă pun întrebare, chiar vă rog să-mi răspundeți, colegii mei aici. Stăm și spunem, da, foarte ușor, tu ce ai făcut așa? De ce ai făcut așa? Dar femeia asta ce putea să facă la nivelul care este? De intelect, de capacitate. Da. Soluția era simplă. Și când am fost la dumneavoastră în gospodărie, domnul Anatol, și cu dumneata, doamnă Lilia, noi am vorbit așa. Doamnă Lilia, este o soluție. Dumneavoastră vă duceți la primărie, faceți un act în primărie că numiți o persoană tutore pentru copiii dumneavoastră, lăsați copiii în sat, ei frecventează școala, tutorile respectiv legal întărit de primărie, fără remunerare, are responsabilitate de acești copii și duceți-vă și lucrați. Nu era o problemă. Dumneavoastră spunea atunci, vreau ajutor social. Zic, eu ajutor social dumneavoastră nu pot să vă ofer acum, zicând că dumneavoastră nu sunteți în teritoriu. Deci și acum vreți să rămâneți în Chișinău, rămâneți sănătoasă în Chișinău. Copiii, veniți în sat, găsiți acea persoană care își asumă acea responsabilitate și care va fi responsabil de viața și sănătatea copiilor dumneavoastră în caz de au nevoie de asistență medicală dumnealui tot să vă poată înlocui. Și copiii vin acolo în sat, copilul mai mare, Silviu, va fi tot în responsabilitatea persoanei pe care dumneavoastră o angajați ca tutore și copiii ceilalți să meargă la școală. Referitor la repetarea clasei, nu ar fi așa mare problemă. Copiii sunt, erau bine priviți în colectivul clasei. Adică trebuie să reveniți, trebuie să discutați, trebuie să spuneți ce faceți totuși, rămâneți la Chișinău, veniți cu copiii înapoi. Soluția întotdeauna era... Apropo de soluție, acum le voi invita în platou pe reprezentantele autorității locale din satul unde și-are domiciliul eroina noastră și copiii ei. Mai exact, este vorba despre secretara primăriei și asistenta socială. Să le întâmpinăm! Doamnelor, bună seara! Vă rog să luați loc acolo, pe canapeaua liberă. Bună ziua! Doamna Lumniță, sunteți asistent social. Familia Liliei se află în vizorul dumneavoastră cumva, de când da, și ce înseamnă? Da, se află în vizorul asistenței social din 2004. Eu activez din 2016, dar dosarul este din 2004. Așa? Doamna Lilia a beneficiat de toate ajutoarele. Dacă puteți să deschideți parantezele, ce ar însemna de toate ajutoarele? Ajutoare. Mai exact. Ajutar social a primit. Deci din 2006, de când, 16, de când sunteți da, dumneavoastră asistent? Da, dar din 2004 ea a primit ajutor social, așa? Ajutor material, care se dădea, se da pentru medicamente, în sumă de 1000 de lei, de 2000 de lei. Lunar? Nu, în an. Da. Asta odată în an se dă pentru medicamente. Au primit pe perioada rece 315 lei, am avut din 2018 și 350 de lei. A primit foarte multe ajutoare. Casa când a cumpărat a fost de Consiliu cu 5.000 de lei ajutată. De la CCF a primit 2.000 de lei.
de la Guvernul Moldovei a primit foarte multe, și colete, și zahăr, și de la alte instituții a primit o mașincă. Mașină de spălat. Mașină de spălat. A primit și de la alte tot instituții, de la Biserica Pentecostale, copiii în 2018, la 1 septembrie, au fost îmbrăcați pentru școală, pregătiți cu hăinuțe, ambii câte 1500. Deci pare a fi suficient pentru o familie. Pare a fi, subliniez. Am înțeles că Lilia cumva a ajuns la situația în care se află după ce a contractat niște credite. Atunci s-a schimbat brusc și radical viața familiei. Vreau să vă întreb, înainte de a lua aceste credite pentru reparația casei, așa cum ne-a povestit dumneai, ea a încercat să se adreseze la primărie după ajutor. Deci ea... Că îi curge acoperișul, că geamurile nu se mai închid, că o apucă iarna, că e frig. După ajutor s-a adresat, a vorbit ceva la primar ca să-i dea niște pentru acoperișul casei. Deci noi avem doar foi de ardezii. Ceea ce am înțeles că nu prea au aranjat-o, că e mai slab. Lilia, este adevărat? Băcată de șifer cu băcată, doamna Natalia, nu vine cu peretul. La mine era șiferul, deci al vechi și mic. Vi s-a oferit de la primărie o singură bucată de șifer? 3-4 bucăți de șifer, deci al care au rămas de la acoperirea școlii, care s-au acoperit școala. 3-4 bucăți de șifer care s-au acoperit școala primară. Așa deci spus nu cred că era vorba de 3-4 bucăți. Așa ne-a spus, doamna, de cât Maria are Ivanu, nevoie. Și tot timpul m-ați apăsat pe mine în suflet și cu durerea asta m-ați apăsat. Și eu de tot așa am ajuns în situația asta, de câte ori am venit, ați spus că v-ați făcut copii și veniți după ajutoare. Asta ne-ați spus deci în față noi, tot timpul. Eu, personal, și personalul asta primăriei, e situația, tot timpul Maria am încercat să o ajutăm cu ce am avut. I-am propus doar atâta, eu s-o mai propus că se lucreze la fabrica de croitorii. Așa. De la mine vedere 20%. 20% vedere la mine și eu de un dar an de zile refuzat stau curățiat. 20% vedere și pot să fac eu. Acolo. Doamna Lilia, dar vreau să vă întreb dumneavoastră, iată eu m-am ținut practic toată emisiunea, eu nu încerc să nu vă judic. Vă înțeleg, a dumneavoastră probabil că ați conștientizat că ați făcut o greșeală. Ați luat tocmai 65.000 de lei, un credit, care știați că nu sunteți în stare să-l înapoiați. Care ar fi soluția astăzi? Cum ar trebui să vă ajute autoritățile și cum ar trebui dumneavoastră să acționați ca copiii să frecventeze școala, ca dumneavoastră totuși să încercați până într-un final să întoarceți creditul și să fiți fericite? Cum vedeți dumneavoastră soluția astăzi? Eu mă gândesc că poate cineva care vrea să ne întindă o mână de ajutor. Ultima ta speranță este doar în mila oamenilor. Da. Dar vreau, și tu nu o vezi, nu vezi nicio soluție pentru tine. De alta. La Rășcani, dar mai întâi vreau să te întreb, autoritățile, când te-au condiționat, am înțeles că și te-au amendat pentru că nu-ți îndeplinești drepturile, părinte, obligațiunile de părinte, te-au acționat în judecată. Da. Până la urmă, ți s-a oferit vreo soluție? Nimic. Nu ție cu creditele? Nu. Dar pentru școlarizarea copii. Și rezolvarea problemei copiilor tăi? Nimic. S-a oferit, cum nimic. Ți s-a oferit vreo soluție sau nu? Nimic, că noi ne-am, la Luminița ne-am nu la judecat. Doamna Lilia. Noi am discutat la judecat. Doamna Zamurdac, doamna Luminița și Maria, vreau să, să ne spuneți care a fost soluția pe care și-a fost la judecată oferit-o Luminița? Lilie. Soluția era aceasta. Care? Să întoarce acasă. Așa. Acasă are condiții destul de bune. Copiii să frecventeze școala, îi să face din nou ajutor social. Și cu asta, fiindcă așa e lăsat. Cu 6500 de lei poți trăiești, nu, doamna Lăniță. 1000 de lei. Deci dacă revine acum, este... mâine, în sat, haideți să presupunem, da, varianta cea mai bună, după părerea voastră, asta cât ajutor? Ajutor este programă SEAS, care noi introducem tot în programă, se introduce și pământul. Doamna Lilia a primit 1000 de lei pentru că în SEAS, când introducem pământul, se scoate și venitul din agricultură. De ce asta ajutor va beneficia dacă nu revine? Ziceți că va beneficia de vorbă. Nu putem să vă spun. Asta este o programă. Asta calculează programul. Nu poate să spună. Ea, într-adevăr, nu poate să vă răspundă da, la da, întrebare. Și... spuneți după experiența nu, care aveți plus, lei, așa, plus 1000 de lei. 1000 de lei. Da, din tot ce... Lei. Iată, da, putem da, 350 de lei.
Și să primească. Primăria a ajutat și cu cărbuni când i-au avut nevoie iarna. Și i-ați oferit și acum aceste cărbune? Deci probleme n-ar fi. Dacă ar veni, de ce nu? Eu cred că deja am auzit și opinia autorităților și noi vedem situația Liliei și complicația care este, pentru că cu adevărat Lilia, până la creditul respectiv, a putut să facă față cu breu, cu mic, cu puțin, cu cât a fost asistent socială, cât a putut să muncească, cât a putut să da, a dus-o, bine rău, a dus-o. Doar că lovitura a primit, pentru că nu a fost vina ei, s-a stricat acoperișul. Dacă fiecare dintre noi, că nu e vorba de, nu știu, capătul lumii, vorba de 100 de mii de lei, care noi cu toți care vedem, putem contribui nu mult, cu puțin, cu câte 100 de lei, 500 de lei, 1000 de lei. Uitați, eu pun 5000 de lei, nu e problemă. Hai scăpăm, copiii ăștia se ducă la școală, da? Și o să fie o gestiune din partea primăriei, din partea consiliului, din partea... Că eu știu că din partea stat noi suntem limitat. Nu avem cum. Primărie nu poate prea mult. Atunci, hai oameni buni, noi suntem oameni. Hai să activăm un pic umenire și din noi, nu? La finalul acestei emisiuni vreau să fac un apel către telespectatorii noștri. Dacă istoria acestei familii, pusă la încercări grele de soartă, nu v-a lăsat indiferenți, haideți să întindem o mână de ajutor. Prin intermediul redacției noastre veți putea contacta cu Lilia pentru a o susține. Ne găsiți la telefon sau pe rețelele de socializare. Aici încheiem. Liniște și pace vă doresc.